Салут, приятель, сынт Михай Спанов, кон видео нов, где спрео бурса, дин Ася, мы бини зис дин Вьетнам, так не утем, суденумире Виндакс, унде се петрече он аирдроп, где че есть дирекция аирдропе часто бурса, где пе 10 апреля пан пе 9 май, тимп де о луна, ei vor repartiza 2 milioane de monete, deci moneta lor este VD, prescurtat de la VIN-DAX. Acum, fiecare persoană care face înregistrare pe această bursă poate să primească, uitați, cursul la moneta VIN-DAX, VD, ia, ba, crește, ba, scade, vedeți, acum e 3 dolari, pe urmă 4 dolari jumate, 4 dolari, deci mulțiți 50 de monete la 4, sau la 3, deci în mediu 150 de dolari. Tot depinde cum va fi cursul, când se va termina promoția dată, deci, asta e prețul cu care o cumpără, ori o vând cineva. Aici alături este volumul zilnic, deci se vede că cu moneta dată se fac rulaje, de pildă pe zi, până acum undeva 3.700.000. Cel mai mult, cu moneta cea mai populară, pe orice bursă, este Bitcoin. Deci undeva bursă dată de 8 milioane de dolari. Vând moneta dată, pe urmă este Ethereum de vreo câteva milioane, a doua monetă cea mai populară, Litecoin, văd că câteva milioane tot, moneta Omis, Go, altele monete mai puțin. Zcash mai este undeva de 1 milion. Deci deja le-am de 4 milioane, deci cursul în medie 3 dolari și ceva, deci 150 de dolari. Se poate de primit gratis. Un moment. Deci, pe bursă dată se poate de primit 50 de monete gratis. Dar cu anumite condiții. Deci care sunt condițiile acestea? Trebuie să facem verificare pe această bursă. Deci eu am trimis, aici este un buton, o inscripție care o apăsați și trimiteți actele la verificare. Dar până ajunge la această inscripție, sunt câteva etape care acum eu le voi explica. Deci fiți atenți la pașii care voi arăta. Deci, când intrăm pe acest site, cu un moment, deci prima ce facem, noi apăsăm, este sus aici un buton pentru înregistrare, sub denumire registru. Când apăsăm pe el, introducem datele noastre, trebuie de indicat un e-mail de dorit Gmail, care va veni un mesaj cu un link de activare a e-mail-ului. Deci pentru a demonstra că e-mail-ul este al nostru. Deci trebuie să fie un e-mail Gmail de dorit. În alte e-mail-uri poate să vină mesajul acesta sau scrisoarea dată în spam. Deci e verificat peste tot. La fel, ce indicăm la înregistrare? Parola. Repetăm parola. Aici nu scriem nimic, aici este informația despre persoana care v-a invitat. Deci este codul lui. Mai jos, bufăm că suntem de acord cu condițiile și apăsăm pe butonul de înregistrare. După aceea, intrăm în e-mailul care l-am indicat la înregistrare și vine un mesaj
Pentru confirmare emailul, așa ceva, confirm your registration form. Deci, unde trebuie de apăsat pe verifi email. Deci, verificarea emailului. Când nou ne aparține, am apăsat, el ne aruncă din nou la bursă, unde deja intrăm prin login. Deci apăsăm pe login, unde indicăm emailul care l-am indicat la înregistrare și parola. După aceea, nimerim în interior, la bursă dată, unde trebuiește de bifat la fiecare inscripție. Ele de toate sunt 5 inscripții, condiții. Deci traduceți și citiți atent ce se spune, ce nu trebuie de făcut, ce trebuie să fim de acord, și mai departe. După aceea apare butonul acesta care îl apăsăm și trecem la pasul următor. La pasul următor apare așa ceva, o inscripție, că trebuiește să adăugăm dublă autentificare. Ce înseamnă dublă autentificare? Deci este un nivel avansat de apărare a datelor noastre pentru ca alte persoane să nu poată face furturi de bani din contul nostru. Pentru aceasta trebuie să instalăm această sistemă de apărare. Unde apăsăm pe inscripția aceasta Google Authentication și începem amplasarea dublă autentificării. Deci ea iese din 4 pasuri. Primul pas, trebuie să descărcăm aplicația dată pe mobil sau este altă versiune de a amplasa în browser. Deci eu folosesc în browser, mi este mai comod. Bun. Deci, cum vă place, deci faceți instalarea dublei autentificări. Pentru aceasta faceți pașii 1, 2, 3, 4. La pasul 4. Avem următoarea informație. Deci uitați-vă. În direcția login password introducem login-ul nostru cu care am făcut înregistrare pe site-ul dat, pe bursă dat. Iar mai jos, după ce am instalat pe telefon aplicația dată ori în browser, la fiecare 30 de secunde apare un cod care noi îl plasăm aici și apăsăm pe amplificare sau de a instala. Deci trebuie să apăsăm pe butonul acesta. După ce am făcut acest lucru, dacă am făcut atât corect, apare așa ceva, scrie cu succes, dublă autentificare a fost adăugată și mai departe trecem în accountul nostru. Deci apăsăm pe inscripția aceasta, go to my account. La voi, care ați trecut acest pas, va fi așa ceva. Că trebuiește de făcut verificarea actelor. Pentru aceasta apăsați pe inscripția dată și apare altă pagină unde sunt două butoane roșii, una pentru verificare personală sau verificarea companiei. Deci alegeți verificarea personală, după ce pasul următor va fi să alegeți ce act trimiteți, deci alegeți ori pașaport, ori buletin. Deci eu am ales buletin. Mai departe, acolo apare spațiile unde trebuie de atașat
Лабулетин поза фаци до поза дин спати. А трея позы фачем ун селфи, дичь фачем у позы унди интро мына ценим актул карел нам тримисем примели до позы. Дичь дак тримитим бюллетину бюллетину мына, дака пашапорт пашапорта. Пеналты мына ценим у фае, унди есть скрис де мына бурса виндакс май грос моя евиденциатка с вада. Ши алетур ла лэнга инскрипция виндакс скрим дата. Кында мы депленит фоя дата. Дичь депил де 10 апреля, скрим 10 апреля 2019. Împreună cu inscripția Vindax și cineva a rugat să vă fotografieze. Trebuie să fie o poză calitativă ca să citească informația din buletin, să vadă că e a vostru și inscripție ce deja mai mușcat se vede. Și poză, deci până la jumate, nu trebuie din cap în picioare. De la jumate în sus, deci capul să se vadă complet și țineți alături de față. Într-o mână buletină, în altă inscripția dată. Toate aceste lucruri le atașați, le trimiteți, în final o să vă apară o inscripție. După ce ați trimis actele, renuiți pur și simplu browserul. În final trebuie să apară așa ceva. Vedeți că așteptați aprobare. Deci eu aștept aprobare. Asta poate să ocupe câteva zile. Și aici, când vă fi aprobat, va fi scris în loc de un verificat. Deci, deci, în loc de inscripție neverificat, logic trebuie să fie în final verificat. Atunci, doar în cazul dat, noi primim acele 50 de monete. Deci, unde trebuie de făcut 4 sarcini. Este obligatoriu pentru toți participanții la AirDrop. Deci, intrăm în direcție după ce am făcut trimiterea actelor. Așteptăm verificarea, nu este obligatoriu inițial să fim verificați după ce să facem AirDrop. Deci eu îndată după ce am trimis actele, am intrat în direcția AirDrop. Unde sunt condițiile, deci. Unde scrie că trebuie de creat un cont de îndeplinit sarcinile și după aceea doar vom primi în balanță monetele. Alt moment este informația câte monete se vor da în promoția dată, 2 milioane de monete VD, deci moneta lor se numește VD. Acum, termenul maxim când se va termina este 9 mai, dar poate să termine mai înainte, căci 2 milioane împărțiți la 50, o să vedeți cam câți oameni trebuie să se adună. Deci ăsta undeva vreo 40 de milioane, dacă nu greșesc eu. Deci luați și împărțiți cifra aceasta și o să vedeți. Ca tare, aici mai puțini oameni, pentru că 50 de monete se dă pentru verificare, dar ei mai dau încă 5 monete pentru persoanele care vor invita, deci ca referal, se mai dă 5 monete. De ce să primesc o leacă mai puțin oameni trebuie? Deci când facem sarcinile, noi primim puncte pentru ce că sunt 4 sarcini. Posibil că dacă faci doar 2 sarcini din 4 corect, primiți doar
puncte pentru două sarcini. Deci maximum se poate primi 50 de puncte. Deci asta 50 la 3 dolari o monetă, deci este undeva 150 dolari. Dacă va fi 4 dolari monetă, este 200 dolari. Deci vom vedea pe când se va termina, pe 10 mai, la ora 2, vom primi aceste monete. Deci unde sunt sarcinile? Deci uitați aici, apăsați pe inscripția aceasta. Eu deja am făcut sarcinile, dar la voi ce o să apară 4 sarcini, unde trebuie să apăsați pe fiecare. Deci, eu acușă voi încerca să vă arăt. Eu am făcut un video în limba rusă. Deci uitați-vă în video care e problema că poți numai o dată să arăți ce ai făcut, a doua oară nu poți repeta că deja încalci regulile. Deci pe un calculator o înregistrare se face dacă vrei ca să primești în final monetele. Dacă faci mai multe înregistrări, vei fi blocat. Deci eu nu pot să arăt a doua oară. Aici cum adaug pozele, dar mai departe. Deci uitați-vă, așa ceva. Deci, uitați-vă, când apăsăm, apar 4 sarcini și deja când îndeplinim sarcinile, este o sarcină legată cu Facebook, trebuie să facem un like pe pagina lor, ca să apară pagina trebuie să apăsăm pe această inscripție, cu ședem unde apare. Deci uitați-vă, când apăsăm pe această scripție apare
alte fereastre, unde apăsăm pe această, acest link și ne aruncă la pagina dată, unde trebuie să facem sarcină. Să facem like de pe ele. Știm atent ce trebuie de făcut. Deci aici ea scrie ce trebuie să facem. Iar aici ea este un spațiu unde trebuie să plasăm răspunsul nostru. Pentru răspuns ne roagă să adăugăm linkul nostru la profilul nostru în Facebook. Deci intrați în Facebook. Deci, uitați, intrați, faceți like, pe urmă intrați în profil. Pildă, am intrat în profil, ne-am luat link-ul meu la profil și l-am plasat acolo, în sarcină. După ce am apăsat, dacă ați făcut it corect, deci aici mai jos apare cu verde, că sarcina este făcută cu succes. Și așa faceți toate patru sarcini. A doua sarcină este legată cu Telegram. Trebuie la Telegram și canalul lor să ne unim și să plasăm linkul nostru la Telegram. Nu login-ul nostru sau username în Telegram, anume link-ul. Pe urmă, link-ul nostru la Twitter și link-ul nostru la Reddit, la profil. Deci faceți toate sarcini, nu e nimic complicat. Dacă careva sarcini nu faceți, nu-ți primiți pentru ea plată. Deci uitați-vă, dacă sunt 50 de monete, împărțiți la 4, fiecare sarcini 12 monete jumate. 12 monete jumate la 3-4 dolari, deci să cotiți cât te-ți pierdeți. Merge greu. Deci uitați-vă, cam multe deschise. După aceea, dacă doriți să invitați pe cineva, intrați aici, apăsând pe butonul acesta, unde este deja linkul nostru de referal, care dacă îl copiați și îl dați cuiva și persoana dată trece KIC, adică trece verificarea, doar în cazul dat primiți încă 5 puncte. Un punct este egal cu o monetă. Deci asta trebuie să aveți în vedere. Persoana dată trebuie să îi explicați că ea tot trebuie să facă verificarea. Deci nu doar să se înregistreze, nu-i de ajuns să se înregistreze. Dar 5 monete, deci asta e, dacă e 3 dolari, pentru o înregistrare la un referral, încă undeva 15 dolari puteți primiți. Ați invitat 10 oameni, puteți mai face să costă 50 dolari. Deci cam atât ce am vrut să spun. Apropo, eu am creat un canal nou, strict legat pentru a face școală informativă despre diferite metode de lucru în internet mai aprofund, unde sunt video mai detailate, pentru că mulți nu știu cum să facă un portofel, ce se poate de făcut în portofel, care este diferența între portofele, deci este portofel Ethereum, este portofel Bitcoin, este portofel Stellar, Neo, foarte multe monete, care diferența, cum se lucrează cu ele, unde îl găsim. Deci voi face foarte multe video informative, anume pe perfecționarea cunoștințelor și diferite metode interesante cu câștiguri
gratis. Deci care nu sunt plasate pe canalul meu precedent. Deci sunt foarte multe video pe el, care deja nu vreau să le mai șterg, ca să fac loc pentru alte video. Deci am hotărât mai ușor să fac un canal nou cu teme noi. Deci cine va vrea, va dori să facă înregistrare, deci sub descriere la acest video va fi și canalul cel nou. Al meu nou pentru a vă înscrie dacă doriți. Cam atât ce am răspuns, numai bine.